Vă păi invit să deschidem Biblia în această dimineață, frați și surori, toți cei ce sunteți în casa Domnului aici la porta cerului. 1 Corinteni, capitolul 11, voi începe să citesc de la versetul 17 până spre finalul capitolului, unde Biblia spune în felul următor. Sunt cuvintele pe care Pavel Apostolul le scrie bisericii din Corint, în felul următor. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai înainte de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt și dezbinări și în parte o cred că și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, <coughs> după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cine mănâncă, că și cine mănâncă și bea își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin don. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Amin. Dragii mei, în această dimineață, după momentele de părtășie minunate, cred că Duhul Sfânt ne-a cercetat pe fiecare dintre noi. Nu știu cum stau lucrurile cu voi, dar în cazul meu pot să spun că Domnul mi-a vorbit în această dimineață prin rugăciune, prin cântare, prin tot ceea ce a fost aici. Și aș dori, pentru câteva minute, să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu și am citit pasajul acesta în întregime, pentru că el vorbește despre o realitate pe care aș vrea să o privim fiecare dintre noi în această dimineață. Am intitulat acest cuvânt gândindu-mă la vremurile când eram la școală, la școli. Am intitulat acest cuvânt extemporal la religie. Vreau în dimineața aceasta să vă dau o lucrare de control. Nu trebuie să scoateți o foaie de hârtie. Cei care sunteți mai tineri poate să mai practică în școlile mai mici această sintagmă care a inducea groaza în elev. Scoateți o foaie de hârtie. După ce auzeai aceste cuvinte la școală, pentru că la facultate lucrurile sunt diferite, când auzeai sintagma, pregătiți o foaie de hârtie, simțeai că te trec fiorii. În această dimineață nu o să vă cer să vă scoateți vreo foaie de hârtie sau vreun pic, însă aș vrea să vă cer să facem o evaluare onestă, stând față în față cu câteva adevăruri din Scriptură, când vine vorba despre cina Domnului. Știți că Așa cum ni se spunea înainte să luăm cina Domnului Vratele Păstore, Eusebiu ne spunea că cina a fost instituită de Domnul pentru că noi nu avem voie să uităm. Nu avem voie să uităm câteva lucruri. În primul rând, nu avem voie să uităm cât de mult Domnul ne-a iubit și continuă să ne iubească. De asta trebuie să luăm cina Domnului Amintindu-ne de cât de mult Domnul ne iubește pe fiecare dintre noi. O dragoste din aceea pe care nu-o înțelegem, nu-o pătrundem, ci doar trebuie să o luăm ca atare și să o acceptăm. Cina Domnului a fost instituită pentru că nu avem voie să uităm nu doar dragostea Lui pentru noi, ci și jertfa Lui, tot pentru noi. Pentru că dacă Hristos a făcut ceva pentru tine și pentru mine, pentru fiecare dintre noi, a fost că s-a jertfit. Costul mântuirii este uriaș, da? Pe noi nu ne costă, spunem de multe ori, că mântuirea e gratuită, da? Mântuirea o primim în dar când credem, dar pe Dumnezeu l-a costat. Totul. Pe Hristos l-a costat dezbrăcarea de slava cerească, coborârea pe pământ, umilința, scuipatul, jignirile, bagiocurile oamenilor, a soldaților romani, a liderilor religioși ai vremii, care l-au marginalizat, care l-au anatemizat în toate felurile, l-a costat mult să tacă și să rabde pentru tine și pentru mine. Nu avem voie să uităm. De aceea, dragilor, aș vrea să vă spun că cina Domnului nu este niciodată o ceremonie, ci este o părtășie. Ne plac ceremoniile. Ne-ar ne plăcea să fim parte din ceremonii. Și nu spun neapărat că sunt rele. Dar de multe ori preferăm o ceremonie înaintea unei părtășii. Aș vrea să spun încă ceva. Mulți credincioși ai vremurilor noastre și-au impus, și poate impun și altora, tot soiul de reguli, fără să înțelegem de fapt de multe ori că cina Domnului nu este de fapt despre câteva lucruri. Cina Domnului nu este de fapt despre câte zile postești înainte de cină ca să te poți apropia de trupul și sângele Domnului. Postul e foarte bun și are beneficii spirituale indiscutabile. Biblia ne cheamă să postim, dar nu trebuie să socotești câte zile ai postit sau n-ai postit ca să te poți apropia de Cina Domnului. Cina Domnului nu este despre ce să faci și ce să nu faci înainte de Cina Domnului, un set de reguli impuse de cineva. Cina Domnului nu este despre cât de mare sau cât de mic e paharul, despre câte pahare sunt sau cât de mare este un pahar. Cina Domnului nu este o ceremonie, ci este o părtășie reală cu Hristos. De fapt, unii credincioși, dați-mi voie să vă spun, vin la biserică foarte rar. Acum sunt și excepții, vă rog să nu luați ca și o afirmație general valabilă. Unii credincioși s-au obișnuit să vină rar la biserică și trăiesc cu impresia că dacă nu lipsesc de la cină, cumva toate problemele lor spirituale se rezolvă venind la cină. Vreau să vă spun, dragii mei, că Cina Domnului ar trebui să fie încununarea umblării noastre zilnice cu Dumnezeu. Cina Domnului ar trebui să fie sărbătoarea părtășiei cu trupul lui Hristos când venim în casa lui Dumnezeu. Nu poți să ignori toată viața ta spirituală, nu poți să trăiești cum vrei tu, ca apoi odată pe lună să vii la biserică și să iei cina, crezând că prezența ta acolo la cină rezolvă miraculos toate problemele tale. Vrei ca problemele tale spirituale să se rezolve? Pocăiește-te! Apropie-te de Dumnezeu! Smerește-te înaintea lui Dumnezeu! Caută-L pe Dumnezeu din toată inima! Iar când vii la cină, te vei bucura de plinătatea părtășiei cu Hristos și cu biserica. Când vei veni aici la cină, păhărelul acela și bucățica de azimă, chiar dacă sunt simboluri, vor reprezenta cu adevărat statul la masă cu Hristos, nu lăsa ca Cina să devină o ceremonie fă ca ea să fie întotdeauna o părtășie vie, vibrantă și reală cu Hristos. Dragii mei prea mulți trăim cu impresia că nu contează cum trăim Cina, vreau să vă spun că nu înlocuiește o viață de pocăință și sfințenie de aceea Aș vrea să vă provoc în această dimineață la o reflecție sinceră, la a sta înaintea cuvântului lui Dumnezeu, la a ne da propriul nostru extemporal când vine vorba despre realitatea vieții noastre spirituale. Știți că instituirea cinei, însă și instituirea cinei a avut loc într-un moment cât se poate de natural și de normal al părtășiei ucenicilor cu Domnul Isus Hristos. Zice Matei, capitolul 26, de la versetele 26 la 29, vă citesc doar spicuirii, un pasaj pe care îl cunoaștem, se citește adesea de la, la, la cină, și ascultați cât de natural și cât de normal și cât de în toată, prezența și părtășia lor, Hristos spune aceste cuvinte, pe când mâncau ei. Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și apoi a luat un pahar, la fel de natural. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l a dat fiecăruia zicând, beți toți din el. În această dimineață vreau să ne uităm la ce scrie Pavel și știu că poate primele câteva versete au sunat dur, dar este Biblia, am citit-o ca atare. Trei lucruri pe care vreau să le aduc în atenția voastră în această dimineață când vine vorba despre ce înseamnă să ne dăm propriul nostru test de spiritualitate înaintea lui Dumnezeu și modul în care privim acest moment atât de important din viața de credință, acest act al împărtășirii cu trupul și cu sângele Domnului. Versetele 17, 18 și 19 le recitesc. Vă dau aceste învățături, zicea Pavel, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Niște cuvinte sunt de dure adresate bisericii din Corint. Mai întâi aud, înainte de toate, Că atunci când veniți la adunare între voi, sunt dezbinări, zice Pavel, și în parte o cred. Că și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Primul lucru. Aș vrea să ne examinăm în această dimineață și examinarea o face între tine și Duhului Dumnezeu care ne cercetează în această zi, fiind în Casa Domnului. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun și la care să reflectăm este acesta. Poți să fii prezent în biserică dar absent de la părtășie. Ăsta este primul lucru pe care îl spune Pavel scriind bisericii din Corint. Aveau multe probleme, probleme destul de serioase vis-a-vis -vis de trăirea lor cu Dumnezeu. Și Pavel vine și le dă aceste învățături și Pavel, de fapt, nu îi laudă, deși veți observa, dacă citiți cu atenție cartea Corintenilor, ea reprezintă o carte foarte, foarte interesantă a Bibliei vorbește despre modul puternic de manifestare a lui Dumnezeu în biserică, dar vorbește, e vorba de biserica primară, biserica din Corint, dar în același timp surprinde și aspecte de mare intensitate când vine vorba de trăire personală. Dacă veți citi cu atenție Noul Testament, veți vedea că biserica din Corint e singura biserică care n-a avut parte de niciun fel de prigoană. Corintenii n-au avut parte de opresiune, de apăsare din partea nimănui din afară și totuși biserica din Corint a fost una din bisericile care a avut cele mai multe probleme spirituale. Și Pavel vine și adresează această situație din biserica din Corint și le spune, vă dau niște învățături, dar am descos în evidență câteva lucruri. Primul lucru pe care îl scoate Pavel în evidență, v-am citit aceste trei versete, în esență le spune, puteți fi prezenți la biserică, dar absenți de la părtășie. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că cei din Corint trăiau cu impresia că Simpla prezență la biserică rezolvă toate problemele. Vreau să vă spun că prezența la biserică este necesară. Este absolut necesară, dar nu suficientă câtă vreme nu suntem preocupați să avem părtășie spirituală unii cu ceilalți și împreună cu Domnul. Biserica este locul unde noi ne întâlnim, dar simpla prezență aici. Nu garantează că lucrurile se rezolvă. Pavel le spune celor din Corintă, ăștia veneau la biserică. Zice, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă. Pavel recunoaște faptul că ei se adunau. E primul lucru, e foarte bun, vii la biserică. Dar pot să fii prezent aici la biserică fizic, dar absent de la părtășia spirituală a bisericii. De ce se întâmplă acest lucru? Cum se poate întâmpla acest lucru? Vă citesc fapte capitolul 2 cu versetul 42, pentru că acolo este esența a ceea ce înseamnă părtășie spirituală. Ascultați ce făcea biserica primară, pe lângă faptul că se adunau la oaltă, adică pe lângă faptul că veneau împreună. Ascultați, după ce te aduni ca biserică, ca trupa lui Hristos, ca și credincioți, trebuie să mai faci ceva. Ei stăruiau în câteva lucruri. Venitul tău, e aici, venitul tău aici, în această dimineață, este lăudabil. Domnul să vă binecuvânteze, pe toți cei care ați făcut un efort să fiți în casa Domnului în această dimineață. Și să vă țină Domnul obiceiul acesta. Iar dacă s-a pierdut între timp, Domnul să pună din nou obiceiul ăsta în inima noastră, să fim aici. Dar asta e doar primul pas. După aceea. Urmează câteva lucruri care contribuie la părtășirea noastră spirituală, și anume, zice Biblia, ei stăruiau în învățătura apostolilor, erau adunați împreună, dar stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în frângerea pâinii și stăruiau în rugăciuni. Dragii mei, vreau să vă spun. Că poți fi prezent în biserică și absent de la părtășie. Când se întâmplă acest lucru? Sau ce strică? Haideți să punem așa întrebarea. Ce strică părtășia noastră spirituală? În primul rând, din ce înțeleg că spune Fapte 2 cu 42, părtășia spirituală a bisericii este afectată când lipsește învățătura în biserică. Observați, biserica primară stăruia în învățătura apostolilor. Adică o constantă în viața bisericii este ceva clar definit și anume învățătura. Acești oameni știau ce aveau de făcut și se țineau de ceea ce aveau de făcut. Nu poți să stărui în ceva ce nu știi. Trăim de multe ori un creștinism din auzite, după ureche, în generația noastră, îngăduiți-mi să pun această întrebare. Oare câți mai citesc Biblia cu adevărat? Câți mai savurează cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Ca să căutăm să-L înțelegem, să ne formăm o gândire de om spiritual, pentru că vreau să vă zic un lucru, adevărul Scripturii îți va duce eliberare. Așa zice cuvântul Domnului. Veți cunoaște adevărul, spunea Domnul Isus în Ioan capitolul 8, și adevărul vă va face slobos sau liberi. Părtășia bisericii suferă, va suferi când noi uh, ne îndepărtăm de învățătura biblică. Și dacă e vreun moment în istoria creștinismului recentă, pentru că nu pot vorbi în dreptul altor vremuri în care n-am trăit, dragii mei, frați, stimate surori, tineri dragi, apropiați-vă de scriptură. Să nu lăsăm ca trăirea noastră, creștinismul nostru să fie din auzite, ci din adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Avem informații la îndemână mai mult decât orice generație, dar trăim adesea în robia necunoașterii. Nu citim Biblia sau dacă o citim, nu reușim să asimilăm învățătura necesară din ea, pentru că ne place mai mult ceea ce auzim, preferăm să ne spună cineva ceva din Biblie decât să descoperim noi pentru noi înșine. Suntem captivați de tot felul de învățături pe care le numim interesante, abia așteptăm să vină cineva la învon și să ne spună ceva ce n-am mai auzit. Dragii mei, niciunul dintre predicatorii generației în care Domnul ne-a dat harul să trăim nu o să spună lucruri noi. Biblia asta e predicată de vreo 2000 de ani. Credeți că ceea ce vă spun eu în dimineața asta n-au mai spus 20 de secole alți predicatori înaintea noastră? Credeți că Duhul Sfânt ne-a revelat doar nouă lucruri pe care nimeni altcineva să nu le cunoască? Eu cred că atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu de învățătură, trebuie să avem o inimă deschisă și să spunem, Doamne, umple de cunoștința Ta, să fim plini de orice cunoștință, pentru că niciodată nu vei practica ceva ce nu știi. E foarte simplu. Părtășia e stricată când lipsește învățătura. Doi, Lipsa unității afectează părtășia, nu doar lipsa învățăturii. Observați ce zice Biblia, că și trebuie să fie între voi și partide. În biserica din Corint, unde erau toate darurile Duhului Sfânt, o biserică în care Dumnezeu se manifesta cu atâta putere și Pavel vine și spune, între voi sunt partide. Dragii mei, lasă-mi voi să vă spun că lipsa unității în biserică va afecta părtășia noastră. Legătura frățească, dragii mei, creștini ai secolului în care trăim, ai unei generații ultramoderne, mai știm noi ce înseamnă legătura frățească? lumea în care trăim, ne mai gândim unul la celălalt sau suntem singuratici? Ne mai leagă ceva? Ne mai pasă de cineva în afară de propria noastră persoană? Prea mult timp ne rugăm pentru unitate. Și nu spun că e rău să ne rugăm pentru unitate. Dar, dragii mei, la unitate trebuie să contribuim. Amin? Te rogi pentru unitate și, pe urmă, faci parte din cei care contribuie la unitate. Unitatea nu înseamnă uniformitate. Prea desea trăim cu impresia că putem să fim una cu cei ce-s ca noi. Domnul Iisus Hristos s-a rugat în mod special pentru ucenicii lui în Ioan 17 ca ei să fie una. Unitatea cum o înțeleg din Scriptură, nu înseamnă uniformitate. Toți suntem diferiți, creați de Dumnezeu diferiți și slavă Domnului că ne-a creat diferiți, dar cu toate că suntem diferiți, avem valori comune, avem un cel comun, avem un mântuitor comun și prin asta noi putem să fim una. Unitatea, lipsa ei mai degrabă, strică părtășia bisericii. Degeaba te rogi pentru unitate dacă dezbini. Degeaba te rogi ca Dumnezeu să lase unitate în biserică când tu ești factorul care creează dezacorduri și dezbinare. Unește-te cu fratele tău, un dragoste. Chiar dacă e diferit de cum ești tu, chiar dacă nu la toate lucrurile vedem la fel, unitatea este cea care contribuie la binecuvântarea părtășiei noastre. Când treci prin probleme și încercări, nu e așa că e tare bine să știi că frații sunt uniți cu tine, biserica e unită cu tine și se roagă cineva cu tine. Când ești bolnav, așa de bine îți prinde când dă cineva un telefon și zice, frate, ce mai faci? Mă rog pentru tine, știu că treci prin suferință. Sau zicem, las că bine că a ajuns și el acolo. Era timpul, era timpul să treacă și el pe acolo. Prea mult bine i fost. Nu e unitatea asta. Poți fi prezent la biserică și absentă la părtășie. Când? Atunci când uh, uh, lipsește învățătura, când lipsește uh, unitatea și mai ales mai un lucru. Deci ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Lipsa vieții spirituale personale afectează grav părtășia noastră în biserică. Știți că viața ta spirituală, personală, contribuie esențial la părtășia ta din biserică. Cum vii la biserică? Vii pregătit? Crezi că ceasul de rugăciune de duminică dimineață rezolvă problema că nu te rogi acasă deloc? Crezi că atunci când predicatorii citesc un pasaj din Biblie și tu zici, oh, asta n-am citit încă, crezi că asta rezolvă problema? Haideți să vă spun ceva, dragii mei. Viața spirituală personală contribuie esențial, crucial la viața spirituală a Bisericii. Viața spirituală zilnică a ta, individuală, nu este înlocuită de un ceas de rugăciune la Biserică. Nu vă amăgiți, vă rog frumos! E grozav să ne rugăm, nu un ceas, trei ceasuri să ne rugăm dimineața, duminică, și încă trei seara și pe urmă să predicăm și să cântăm. E extraordinar, dar tu trebuie să ai o viață spirituală personală dacă vrei să contribui la părtășia din biserică. Dar pentru asta e nevoie de disciplină și nevoie de voință. Uh, haideți să înțelegem așadar când ne dăm prim, e, e un test în trei puncte. Știți cum era la școală? Trei puncte, îți scriai numele și cele trei subiecte. Pentru fiecare era notat cu câte trei, unul din oficiu. Notarea a început. Ăsta a fost primul subiect, primul punct. Înțelegem că putem fi prezenți aici, fizic, dar absenți de la părtășie. Continuă versetul 20 până la 22. Ascultați și zice Pavel. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se crebește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul e flământ, iar altul e biat. N-aveți case, zice el, ca să mâncați și să beți acolo sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, zicea Pavel, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Deci, poți veni, la părtășie. poți veni și să fii prezent aici, dar absent de la părtășie. Și un al, al, doilea, lucru pe care vreau să vă spun este că poți aparține de lumea lui Dumnezeu, dar să fii pierdut complet în lumea ta. Asta făceau corintenii. Veneau la părtășie. Erau acolo, biserica primară se aduna zilnic. Erau tot timpul la părtășie. Și zice Pavel, când vă adunați, dar în același loc, din nou, accentul pe când vă adunați. Erau acolo, veneau, mai repede, mai târziu, așa cum veniți noi la adunare, erau acolo, de bine, de rău. Și Pavel le zice, deși voi vă adunați și bine că o faceți, problema voastră este că toți, deși aparținem de lumea lui Dumnezeu, suntem pierduți în lumea noastră. Știți cum erau ăștia pierduți, ascultați. Fiecare, fiindcă atunci, versetul 21, când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul-i flămând și nici nu vreau să citesc. Ce zice partea finală? E altul ibiat. Și zice Pavel în versetul 20, ce, n-aveți case să mâncați acolo? Sau vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Știți cum îmi închipui scena asta? Lăsând la o parte partea cu băutul care mă tulbură numai când o citesc. Venea câte unul, mai înstărit, și întindea acolo o masă. Nu știu, un, un, o pulpă de purcel, cu ceva delicios pe lângă, un tort, un suc bun, cafea, nu știu ce. Și venea săracul, unul de el scotea biscuiți neapătrați, populari, și bea apă după ei. Și ăștia doi stăteau la masă, unul lângă celălalt, unul în fuleca, ca altfel mănânci o, o pulpă de porc cu pireu, cu salată, cu desert și ăsta ronțăia pe biscuiții uscați ca bucata de lemn și mai bea câte o înghițitură de apă, uitându-se așa cu jumătate de ochi la, la care înghițea. Înghițea și ăsta, dar în gol. Biscuiții ăia pătrați. Nu te duc prea departe, ei știm, din copilărie. Știți care era problema lor? Problema lor era că unii erau absorbiți în lumea lor. Făceau parte din trupul lui Hristos, erau biserica Domnului, dar erau pierduți în lumea lor. Asta e masa mea, aici mănânc eu, A, să l pe asta, să mănânce și el ce și-o adus. Și Pavel zice, oameni buni, nu-i bine, pentru că poți aparține de lumea, de lumea lui Dumnezeu. Și noi toți aparținem de lumea lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin harul Domnului. Suntem frate și soră în Hristos. Chiar dacă suntem diferiți. Unii avem mai mult, alții avem mai puțin. Unora Dumnezeu ne-a dat mai mult, ne-a încredințat mai mult, altora mai puțin. Dar eu n-am dreptul să te disprețuiesc pe tine, fratele meu, pentru că ești cu mult mai înstărit ca mine sau poate că ești mai modest decât sunt eu. Nimeni și nimic nu îmi va da vreodată dreptul să te disprețuiesc. Și Pavel zice, voi vă disprețuiți unii pe alții, faceți de râs biserica lui Dumnezeu, îl jocoriți de fapt pe Dumnezeu. Pentru că pe bogat și pe sărac Dumnezeu i-a lăsat de o potrivă. Poți să fii parte din lumea lui Dumnezeu, dar nu te lăsa. Fratele meu, sora mea, pierdut în lumea ta. Mă uit la generație de oameni care vin la biserică și sunt pierduți în lumea lor. Toată lumea gravitează în jurul lor. Vreau să vă, vă spun un mic secret. Lumea continuă să fie, să fie chiar când noi nu mai suntem. Nimeni și nimic nu gravitează în jurul lor. Eu sunt doar un vârf de praf în Universul acesta. Cât sunt aici, sunt aici. Și când nu mai sunt, nu mai sunt. Nu sunt centrul Pământului, nu se iau decizii datorită mie, eu sunt doar unul dintre cei mulți. Și cred că e normal să fie așa. Vă invit, dragi creștini, să nu fiți pierduți în lumea voastră. Ce înseamnă? Știți că vremurile, cel mai mare flagel, cred că al creștinismului generației noastre, este faptul că suntem toți preocupați de micile noastre probleme și micul nostru univers. Vremurile în care trăim se conturează ca fiind fără precedent în istoria omenirii când vine vorba de conexiune. Avem în buzunar internetul practic gratis. Acum 30 și ceva de ani era de necrezut. Nu vreau să vorbesc despre tehnologie. Dar să te conectezi la internet trebuia să formezi un număr, se auzea piuitul ăla prin modem. Acum avem în cel mai rău caz 4G, dacă nu 5G și în curând vom avea și 6G. Totul este la în timp real. Informație, conexiune, avem Aplicații prin care ne conectăm instantaneu unii cu ceilalți. De aici, în Australia, în America, e doar fus orar să ai grijă când îl trezești, când îi scrii ceva. Dar instantaneu aproape ne conectăm. Dar vreau să vă zic ceva. Deși suntem conectați cibernetic, am sentimentul că suntem mai deconectați în realitate decât oricând. Sau doi copii în bancă la școală, elevi, nu-și vorbesc, antisociali, n-au niciun fel de interacțiune aproape pe tot parcursul celor 5-6 ore cât stau la clasă. Și pe urmă, după ce ajung acasă, non-stop comunică online. V-ați pus întrebarea asta. Ei, pe WhatsApp, pe Snapchat, pe Instagram, pe TikTok, pe... peste tot. Suntem mai conectați ca oricând, dar mai deconectați tot ca oricând. Vă invit, dragii mei, să nu ne pierdem în lumea noastră. Rapid de tot, ce ne face să ne pierdem în universul nostru? Individualismul indiferența și insensibilitatea. Individualiști, eu și nevoile mele. Dacă nu-mi place mie, e rău și plec. Nu-mi place la biserica asta, plec. Nu pentru că e altceva, ci nu-mi place. Și dacă mie nu-mi place, mă duc la alții și după aia nu o să mai placă nici la alții și mă duc la alții și gândim cu sentimentul, nu cu rațiunea. Haideți să nu fim individualiști. Doi, să nu fim indiferenți. Societatea noastră, din păcate, cultivă nepăsarea. Poate un mare flagel, un alt mare flagel al generației noastre. Zilnic oamenii din jurul nostru merg pe calea pierzării, dar suntem indiferenți. Nouă să ne fie bine, că după noi, puncte, puncte, puncte. Haideți să nu fim așa, nici afară și cu atât mai mult nici în biserică. Haideți să nu fim nici insensibili. Doar două vorbe, vă rog să mă îngăduiți, și apoi încă un lucru și ne rugăm în această dimineață. Ce înseamnă insensibilitate? Și hai să nu fim insensibili, așa erau ăștia de aici. Veneau la adunare, fiecare își vedea de ale lui, de universul lui, de micile lui probleme, de micul lui univers, fără să țină seama de ceilalți. Dacă vezi pe fratele tău ca păcăduit, dragul meu creștin, fă ceva, dacă vezi că fratele tău duce lipsă, fă ceva. Dacă vezi că fratele tău suferă, fă ceva. Dacă vezi că fratele tău se bucură, fă ceva. Dacă vezi că fratele tău are nevoie de ceva, fă ceva. Vreau să vă spun că dacă ne pierdem sensibilitatea față de Duhul lui Dumnezeu, de ceea ce face Dumnezeu în viața noastră, ne pierdem sensibilitatea față de cei din jurul nostru. Și aș vrea să închei cu un ultim gând, da? Am ajuns la al treilea punct. Nu știu ce ați scris fiecare în mintea și în inima voastră. Am spus că poți să fii prezent în adunare, sau la, poți să fii prezent în biserică, dar absent de la părtășie. Doi am spus că pot să faci parte din lumea lui Dumnezeu dar să fii pierdut în propria lume micuță, în universul tău. Și în al treilea rând, sunt mai multe versete, începând cu versetul 27, însă doar vă citesc. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea din paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze versetul 28, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, zice Biblia, din pricina aceasta din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin domn. Dacă ne-am judecat singuri, nu suntem judecați și ascultați versetul 32 dar când suntem judecați suntem perepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți o odată cu lumea. Încă ceva care ar trebui să îl punem ca și punct de discuție pe testul nostru. Poți să fii prezent aici, dar absent de la părtășie. Poți să faci parte din lumea lui Dumnezeu, însă să fii pierdut în lumea ta. Și mai poți face ceva în lumina ceea ce zice Pavel. Poți fi categoric cu cei din jurul tău, dar foarte indulgent cu tine însuți. În această dimineață, dragilor, vă chem să fim categorici cu noi înșine. Așa zice Biblia. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce. Asta înseamnă să fii categoric cu tine însuți. Problema noastră este că, deși suntem chemați să ne cercetăm pe noi înșine, cumva, în mod miraculos, totdeauna îi cercetăm pe alții. Mă ăsta de ce ia cina? Dar nu știu eu ce-o făcut. Dar nu știu eu cum e viața lui. Haideți să fim un pic mai. Categorici cu noi înșine și să fim mai iubitor cu ceilalți. Asta nu înseamnă îngăduință față de păcat, ci asta înseamnă, eventual, dacă vrei să faci ceva, să plângi pentru situația lui. Fii categoric cu tine însuți. Asta zice Pavel. Ce înseamnă să fii categoric cu tine însuți? Uh. Sau ce împiedică să fim categorici? Ce ne împiedică să fim categorici cu noi înșine și atât de, indul, atât de indulgenți cu noi, iar atât de duri cu ceilalți? Știți de ce? Că avem o mentalitate greșită. Știți care e mentalitatea greșită? Credem că păcatele mici le facem noi și păcatele mari le fac alții. Ați știut treaba asta. Eu întotdeauna fac păcate mici, iar tu întotdeauna faci păcate mari. Ni, nu contează că de fapt e același lucru. Eu când îl fac e mic, tu când îl faci e grav. De asta ne e greu să fim categorici cu noi înșine și suntem foarte indulgenți. Lasă că și el a mai călcat și el pe bec. Da, toți călcăm pe bec, hai să fim categorici. Toți avem nevoie de pocăință. Toți avem nevoie să ne smerim, toți avem nevoie să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. Ce-ar fi să fiu categoric cu mine însumi și să fiu mai îngăduitor și mai plin de dragoste față de cei din jurul meu? Păcatele mici le facem noi, păcatele mari le fac ceilalți. Eu am scăzăminte, frate, voi aveți păcate. Știți, sunt unii care se roagă, Doamne, dacă am greșit înaintea Ta, cum? Adică, dacă... E o chestiune de cât, nu de dacă. Că ori, Biblia zice că ori de câte ori poți face un bine și nu-l faci, ce e asta? Păi, e un scăzământ, frate. Doamne, iartă-ne scăzămintele noastre, dacă cumva... Știți, unii vin și spun, și cer iertare față de alții. Dacă am greșit cumva față de tine, cumva, de fapt, e o chestie așa... Eu știu că n-am greșit, dar în caz că ai tu percepția că am greșit despre tine... Îmi pare rău. Nu, asta nu-i părere de rău. Dumnezeu nu are nevoie de scuzele mele. Dumnezeu are nevoie de pocăința mea. Când ai greșit, trebuie să te pocăiești, nu să-ți cer scuze. Îți cer scuze când l-ai călcat pe unul pe picioare în tramvai. Te pocăiești înaintea lui Dumnezeu când simți că ești vinovat de ceea ce te apasă. Știți că e păcat și când comitem și când omitem. Știți lucrul ăsta, da? De multe ori ne gândim doar la păcatele comiterii. Ce am făcut, cât de rău am făcut. Dar rar ne gândim. Oare când puteam să fac un bine și nu l-am făcut? Oare nu m-am făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu? Ăsta e păcatul omiterii. De ce suntem categorici cu cei din jurul nostru și indulgenți cu noi înșine? Pentru că trăim cu impresia că păcatele mici le facem noi, iar păcatele mari le fac alții. Mai e un motiv. Credem că putem judeca în alții propriile noastre păcate. Așa zice Roman 2,1. cu Ascultați. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul și nu te poți, nu te poți dezvinovăți căci prin faptul că tu judeci pe altul, te o sândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Nu ai intru în detalii. Știți episodul între David și Nathan. Când David a păcătuit, și vine prorocul la el, Nathan, și îi spune o istorie despre un om care a avut o turmă foarte mică, adică o mielușa și a avut un vecin care avea turme nenumărate. Și omul acesta care avea multe, multe oi și mulți mielușei nu s-a îndurat să ia nimic din turma lui, s-a dus la cel care avea o singură mielușă. I-a luat-o, și după ce David se scoară mânios de pe tronul lui și spune: Omul ăsta merită să moară. Nathan întinde degetul și spune: David, despre tine vorbesc. Haideți să nu judecăm în alții propriile noastre păcate și să înțelegem că asigurarea nu vine din statut, ci din sfințenia înaintea lui Dumnezeu. Și închei spunându-vă acest lucru. Uh, Pavel spune cuvintele pe care vreau să le las. Ca și eu un lucru de meditat, zice Pavel, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepătat. Pavele, tu care ai scris o bună parte a Noului Testament, apostolul neamurilor, ai avut revelații de... pe care nu le-a avut nimeni înaintea ta, poate, pe care niciunul dintre noi, poate, nu le vom avea vreodată. Te-a folosit Dumnezeu un chip atât de măreț, ai văzut ceea ce nu a fost îngăduit să spui muritorilor. Pavel, n-ai un pic de îngăduință față de tine, nu? Pavel a zis, mă port aspru cu mine însumi. Adică sunt, spune Pavel, categoric cu mine însumi. Ca nu cumva, după ce v-am spus vouă, eu la rândul meu să fiu lepădat. Închei spunând în această dimineață. Și cred că am terminat extemporalul nostru la religie. Vreau să înțelegeți, din tot sufletul mă rog, să înțelegeți că putem fi prezenți aici, într-un loc ca și acesta, binecuvântat de prezența lui Dumnezeu. Dar vă rog din tot sufletul, chiar dacă ați venit aici și ați făcut efortul să fiți aici, faceți încă un efort să fiți parte din părtășia noastră în fiecare clipă și dată când ne întâlnim aici. Poate faci parte din Universul lui Dumnezeu, din lumea lui Dumnezeu. Te-a mântuit Domnul, ți-a scris numele în Cartea Vieții. Extraordinar. Cea mai mare realizare îngăduită omului, muritor, este ca numele lui să fie scris în Cartea Vieții. Dar mai faceți un efort, ieșiți din lumea voastră mică, pentru că noi nu existăm doar pentru noi înșine. Dumnezeu ne-a pus aici, ca avem o misiune. Să le arătăm și altora dragostea lui Dumnezeu. Și apoi, când vine vorba de analiză, haideți să nu mai fim atât de cinici cu ceilalți și atât de, de categorici. Să fim plini de dragoste față de alții și aspri cu noi înșine. Nu o să pățim nimic când suntem aspri cu noi, vă garantez. Când ești aspru cu tine însuți, ești realist. Vă invit să ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta și haideți să. Venim înaintea Domnului, într-o rugăciune în care să stăm pentru câteva clipe, față în față cu adevărul Scripturii și cu Duhului Dumnezeu care ne cercetează. Și apoi în partea finală a rugăciunii. Să-i mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru că am avut harul să stăm aici, să ne bucurăm unul de altul, de prezența Domnului și de părtășia noastră, unul cu celălalt. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri, pentru că sunt lucruri extraordinare. Și haideți să rugăm pe Dumnezeu ca lucrarea Lui să fie desăvârșită în noi, ca noi să contribuim la părtășia bisericii, ca noi să fim cei care împrăștiem lumina Lui Hristos în jurul nostru. Și noi suntem duri cu noi înșine și plini de dragoste față de cei din jurul nostru. Haideți să ne rugăm cu toții pentru aceste lucruri.